Ca în fiecare perioadă de sărbătoare, UPU Târgoviște a fost ceva mai aglomerată decât în perioadele obișnuite. Asta pentru că, pe lângă cazurile de boli cronice, dâmbovițenii s-au prezentat cu zeci de afecțiuni cauzate de consumul excesiv de mâncare și băuturi alcoolice. La toate acestea s-au adăugat depresiile, stările de anxietate și atacurile de panică. Ca structura patologiei, aceasta a fost foarte, foarte diversă, în sensul că au fost de la decompensări ale afecțiunilor cronice, ale bolilor cronice, respectiv al pacienților cu diabet, pacienți cu boli neurologice, cancer, afecțiuni cardiologice, hepatice, urologice, ginecologice, nefrologice, reumatologice, psihiatrice, respiratorii și altele. La disgravidii, s-au prezentat câteva gravide pentru probleme de sarcină, probleme stomatologice, cu diferite alergii, mici arsuri, depresii, atacuri de panică, au fost și câteva agresiuni cu politraumatisme, din fericire, minore. Au fost de asemenea foarte multe tulburări digestive, afecțiuni datorate indigestiilor și acestea datorate la rândul lor exceselor alimentare, colici abdominale, biliare sau renale, infecții acute respiratorii, urinare sau ginecologice. Au fost pacienți care s-au prezentat pentru traumatisme cu plăci mușcate, tăiate, înțepate în diferite situații, de asemenea cu entorse, luxații sau chiar fracturi, care au necesitat imobilizare în aparat gipsat. Au fost și afecțiuni și accidente rutiere, dar nu foarte grave. De asemenea, stări de ebrietate. La capitolul evenimente fericite, în zilele de sărbătoare, s-au născut 3 copilași, un băiețel și 2 fetițe.